mașina sau am vândut mașina. Nu deranjează impozitul, nu. E chiar ce trebuie, mă. O să vină 100% la linie cum e aici, așa o să vină și în partea asta. Ăștia sunt lipite aici pe o, pe o chestie din asta, foarte finuță, dacă nu știi să umbli cu ea. Așa arată noile noastre ceasuri. Cam așa se văd și pe timp de noapte. Salutare, mă băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou vlog. Bă, și mă vedeți în dreapta. Oare de ce aș putea eu să fiu în dreapta, vă întrebați voi acum? Și ați văzut pe altcineva la volan. Cei care mă urmăriți știți despre cine este vorba, cine conduce astăzi mașina, și am să vă și explic de ce conduce astăzi bunul meu prieten astăzi mașina, pentru că mulți se vă întrebați că vând mașina sau am vândut mașina. Bă, nu am vândut mașina, nu am un plan momentan asta, însă am avut o noapte foarte agitată, nu am dormit decât o oră jumătate. Iar astăzi este duminică, aveam un plan ca să merg să fac una dintre modificările pe care mi le-am propus la început de vlog, când am luat mașina și vă spuneam vouă că să urmeze ceva frumos cu această mașină, în sensul că am să modific ceasurile de bord. Așadar, l-am luat pe Narcis astăzi ca să conducă el mașina, pentru că eu mă simt foarte obosit și am zis că mai bine decât să fac vreo făcută, îl iau pe el și conduce. Și mergem către Turceni la FMC Custom pentru a modifica ceasurile de bord. Le vom face ca la el, roșu și cu alb, limbile roșii, iar cadranul central cu vitezometru, cu turația și cu limbile la consum și la rezervor vor fi cu roșu. Iar cadranul de mijloc îl voi lăsa eu așa cum este, pentru că am văzut că la mai multe modele, gen chiar și la eu, e aceeași culoare, sau poate mă înșel, nu știu. Decât asta vreau să fac, nu vreau ca să exagerez, să schimb toate luminile la interiorul mașinii, deoarece îmi place portocaliul ăsta, dar nu-mi plăcea să-l văd tot timpul în fața ochilor. Așa că am zis că să facem modificarea asta. Mergem către FMC Custom, repet, FMC Custom este un băiat foarte priceput care se ocupă de ceva timp cu așa ceva. I-am făcut o întrebare, a fost foarte prompt, mi-a răspuns. Costurile sunt destul de mici și am să vă spun cât costă, dar la final, după ce veți vedea și rezultatul, ca să trageți concluzia, să vedeți și voi că se poate la bani puțin, după părerea mea sunt puțin, să fie și calitate și treabă bună. O să vă las eu și datele sale de contact, dar la final. Așa că acum mergem către Turceni. Uitați să mă susțineți cu un like, cu un subscribe, cu un share la acest clip, pentru că contează foarte mult aprecierile voastre, comentariile voastre, și eu țin cont de tot ce ziceți voi. Narcise, cum e feeling-ul de 3 litri? E plăcut. Și Narcise are un E60. Nu știu dacă l-ați văzut la mine pe canal, doar că el are 2 litri 177 de cai. Și chiar acum pe a mea a condus-o pentru prima dată. Vorba și de cuplu, bă, bă, într-adevăr. Și cuplu și merge liniar. Da, merge așa, nu știu. Parcă nu se chinuie mașina, când partea mea, când trec de 100, se cam chinuie față. Aha. Se cunoaște. E frumos și cu automat. Da. E plăcut. Avantaje, dezavantaje? La automată sau la ce? Nu știu, la 3000 și la automată. Nu văd niciun dezavantaj. E mișto. Nici măcar consumul, că dacă o iei... Nu consumă cu... Cât îți ia ție pe oraș? 90. Și asta ia undeva la 11, 12, 13 maxim, depinde cum mergi, cât de aglomerat e. Și în afară undeva la cum mergem noi. Nu exagerăm să trecem de 130, undeva la 6,3, 6,7 maxim a scos consumul. Bă, dacă nu te deranjează impozitul, nu
e chiar ce trebuie, mașina. Exact, asta este singurul impediment. Impozitul și asigurarea până la urmă, dar știi cum e cu impozitul, o mai scalți, știi? Mai scalți, da. Asigurările, cei mai rău, că s-au scumpit foarte mult în ultima perioadă. Eu am plătit 20 de milioane la asta pe 12 luni. Avem asigurare până în decembrie. Deci că îți place mașina. Da, da. Ce faci tu la mașina asta? Mai mult decât un pachet tem, interior-exterior. Un volan din ăla frumos, așa de M. Da. Să fie ce trebuie. Cu ceasurile alea acum, cum le modific și le fac frumoase. Ai pui tu și volan. Ușor așa. Plafonul negru. Plafonul negru, da, exact. Neapărat. Ușor, ușor se fac toate, dar punem preț prima dată pe tehnic și asta a fost oarecum na, ceva, o ofertă de refuzat cu modificatul ceasului, oricum o aveam în plan, fie că mergeam la Cristi de la FMC Custom, fie în altă parte, tot voiam să le modific și poate ce o să mai modific la mașină, că îmi place foarte mult, ar fi centurile ăștia, dacă tot fac ceasurile alb și roșu. Ce să le poate aș vrea ca să le schimb, să le pun roșii centurile, pentru că dacă pui plafon negru pe mașină, scaunele fiind de piele și negre, roșu în contrast cu negru dă foarte bine. Ar fi o idee excelentă. Dacă aveți voi cunoștințe și recomandări care fac centuri custom prin apropierea Olteniei, pentru că mie îmi place mai mult să mă deplasez cu mașina decât să le trimit și să mi se trimite înapoi, pentru că poate că nu mă pricep foarte bine și decât să stric, mai bine merg la cineva care se pricepe să facă treabă bună. Asta ar fi o modificare de bun gust. Nu am apucat să fac nici chedrele pentru că Ionuț m-a tot amânat și iar m-a amânat. Dar vă spun eu că o să le fac și pe acelea, adică chedrele, trimurile. Hai să ne continuăm drumul. FMC-ul când nu-i vedem mașina la poartă. Cred că da, că vine prea la M. Și pe față și pe spate are ceva distanță. Salut, Cristi. Salutare, Cristi. Ți-a admirat mașina. Da, mai încă e proiect. Bă, ai aliniat, ai aliniat bine, da, bara, că tot să plâng de ea că... Ți-am zis, să știi care a fost chestia. Eu am, am avut un mic incident aici, dar bara o să vină 100% la linie cum e aici, așa o să vină și în partea asta. Și asta e aftermarket, nu? Da, e un aftermarket, dar uite, poți să împingi cu degetul în ea să vezi că e mai tare ca una normală. Bă, dar ce bine arată. Trebuie să o vopsești acum. Mașina o să vină integral vopsită la sfârșitul martie. N-o colantezi? A fost o variantă să o colantez, dar am zis că e ceva mai de durat. Vezi, ăștia vin și serverii ai de Facebook. Păi nu, fii atent. Da. Pentru Facebook este bară specială cu locaj de senzori mai mici. Aha. Ca să știi, adică gen asta este cu senzori mari, 24 de mm. Păi tot facelift e și a ta. Nu e făcută facelift. Ai făcut-o tu? Nu am făcut-o eu, gen a avut o bază făcută facelift. Aha. Adică gen farurile și triplele și interiorul, acum poți să desfaci interiorul. Lucru aici. Da, momentan... Îi făcui retrofitul la... Scaunele, scale mele, numai că nu sunt cu memorie. Full electrice. Schimba portbagajul. Da, e de facelift, e făcut pe... Păi trebuie la facelift și portbagajul schimbat. Da, da.
Ia, pune-i tu contact. Mamă, ce mișto sunt. Mamă, ce mișto sunt. Bă, sunt faine. Aia, tu ți-ai făcut asta cu alb. Nu, mie îmi place cu... Eu zic că e cu... mai mișto originală. Originalul, Da. Am un ceas de boost care... Mișto. În rest, toate luminile modificate. Așa cum vedeți, în spatele meu este o mașină care a suferit un accident destul de grav. Majoritatea mașinilor sunt lovite, accidentate destul de rău și ajung după o perioadă de timp scoase la vânzare. Poate această mașină va fi reparată cu timp. Faptul meu ar fi ca să verificați orice mașină care vreți să o cumpărați, deoarece puteți să vă luați o mare țeapă. Mașina asta este o daună totală, nu mai are ce căuta pe piață. Așadar, vă ofer o reducere de 15% la fiecare verificare de pe car vertical pe primul link din descriere. Verificați orice mașină, fie că e ieftină sau scumpă, înainte să o achiziționați. Prima etapă va fi ca să dăm ceasurile jos, nu? Da. Asta e maximul la volan în afară. Da, și trebuie să lăsăm în jos, știi? Acum mm-hmm. Gata, e ok. Ai văzut că te întreba cineva. Nu, lasă contactul pus. Ok. Te întreba cineva când faci ceasuri de facelift. Păi da, toate sunt la fel, na. Nu e ceva diferență între ceasuri de facelift sau ceasuri de non-facelift, mai ales la E60. La E60 toate... La consum acolo, unde ți indică, parcă e puțin diferit. E diferit la ecran, atât. Atât, da. Și să-ți arăt acum, Cristi, care este... Șmecheria de ce zici, să știu că e un pic mai greuț. Hai să vezi care este treaba. Vă lasă desfăcut ușor. Ăsta. Să lasă greu. Da. Oricum, în fine, să-ți arăt care e chestia aici. Uite, vezi? Cam astea sunt nedurte care trebuie noi să le facem. Ăsta de aici. Astea le patru. Astea patru. Credeam că are mai multe. La... Păi și cum îți permite? Trebuie să dai și plasticul ăsta jos, mă da. Gândesc, da? Normal o să vină ăsta, plasticul ăsta jos dat, plus desfăcut de aici, de pe placă, uite, vezi, de aici. Deci nu e chiar așa ușor, da. Bă, ușor nu e, spuse-i, mie am avut noroc că mi-a ieșit la mine, direct din prima, sincer să fiu. Adică pe mine... Bine, nu... după aia ai făcut mai multe și... Mai capeți experiență, știi? Da, îți dai seama, da, problema este că dacă ai puțin curaj... Tu ai și răbdare. Da. Dacă ai puțin curaj, eu zic că te încumeci, că-ți iese. Deci, ăștia sunt lipite aici pe o chestie din asta. Foarte finuță, dacă nu știi să umbli cu ea, știi? Deci trebuie cu atenție. Da. Uite, cu mătrele. Astea de patru. Astea patru trebuie fi mătre, nu? Da. Asta de pe centru. Astea sunt la panoul de clemă, uite. Da. Uite, la panoul ăsta. Da. Păi și ăsta e de facelift. Da. Lasă că le pun eu după înapoi, nu-i bai. Asta e LED-ul care vine fix acolo la ce. Băi, nebunii, nu-mi focalizează telefonul cât e de mic. Deci ăsta e pus la AC. Da, deci ăsta e becul care vine la AC. Vai de capul cât e de mic. Da. Deci ăștia sunt gata, ceasurile? Da, acum urmează să facem acele și... Lembuțele, acele. Și după, gata. Montate.
gata, mă, băieți. Cristi a terminat de schimbat LED-urile la... Stai așa să deschidem și mașina, da? Stai și așteaptă Cristi. Acum vom face probă la ceasuri să vedem dacă totul funcționează așa cum trebuie, iar după le vom monta. Oh my god! E totul în regulă? Da, e totul în regulă. Da, cam atât, asta este. Acum, ce mișto. O să vezi de seară. Seara se văd cel mai bine, da. De seară o să vezi... diferența. Da. Așa arată noile noastre ceasuri. Bă, eu zic că e foarte bine. Uite, l-am și curățat și ecranul ăla din interior. Cristi l-a curățat. Acum le montăm pe mașină și hai să vedem rezultatul final. Chiar e în ordine, mă, dar ce puternic se văd și n-am. Acum sunt la minim și acum sunt la maxim direct. Uite ce fain se văd. Da. Așa au ieșit ceasurile, totul acum este în regulă, și la motorină, și la consumul instant, și la turații, la absolut tot. Așa se văd de pe timp de zi și o să vă punem câteva cadre, dar puțin mai încolo, pe timp de seară. Și cu ceasurile, am schimbat și locurile, am trecut eu de data asta la volan pentru că mi-a mai revenit și nu mi este somn și totodată sunt încântat de noul aspect al bordului meu și nu am cum să nu testez față în față, face to face, știți? Și bă, mie îmi plac, frate, cum le-a făcut, le-a pus și limbile la ceasuri așa cum trebuie, foarte puțin a trebuit să mai facă mici reglaje la ele, deoarece, na, știți cum e cu calibratul și cu chestiile de genul, dar acum este totul în regulă, în ordine. Bă, și vă spuneam eu la începutul vlogului că costul de modificare a acestor ceasuri a fost foarte, foarte mic. Adică, din punctul meu de vedere, consider că să dai 100 de lei să faci atâta muncă cât a făcut băiatul ăsta timp de o oră jumate, să zic, o oră jumate, două ore, cam așa, mi se pare extrem de puțin. Deci, sincer să fiu, chiar este puțin. Așa că pot să recomand cu toată încrederea, dacă sunteți pe zona Olteniei, să zic așa, el este din Turceni, pagina sa de Facebook este în descriere și o punem și aici pe ecran ca să o vedeți voi, da? Recomand cu mare încredere, face la orice mașină. Acum, na, știți cum e, ține puțin cont și de persoane, că nu face chiar la oricine, să zic așa. Trebuie să fie și un pic pasionat, trebuie să fie și un pic cunoștință, să zic așa. Și, na, eu sunt foarte mulțumit. O să vă pun niște cadre pe timp de seară. Se văd și pe timp de noapte. Le putem regla mai încet, mai puternic. Foarte mulțumit de rezultatul care l-am obținut. Ideea ar fi
că posibil acest ax ar fi pus puțin mai jos, să zic așa. Dar le voi calibra la cineva care știe foarte bine să le calibreze. Și aia ar fi. Mulțumesc că ați urmărit acest vlog. Chiar dacă am fost așa pe repede înainte, dar chiar voiam să fac modificarea asta. Like, share, subscribe și ne vedem în următorul episod. Bye, bye!